Meseria de prezentator nu este tot timpul una ușoară. De foarte multe ori ești pus și într-o situație puțin confortabilă de colegii tăi. Numică mi-a fost rata și mirarea să aflu că am fost practic anunțat târziu de faptul că de ziua Antenei vine unul din simbolurile Antenei, unul Mihaela Rădulescu. Judecând, dar ce s-a întâmplat, mistrețe, de strângi cadrele? Când ai strâns două zile cadrele astea, ce vrei să plâng, ce vrei să fac? Doamnelor și domnilor. Oh, Doamne. A fost un moment emoționant pentru noi toți. Nu ne-am văzut de ceva timp real, fizic, doar ne-am scris sau mai povestit. Am avut parte de un interviu cel puțin ciudat pentru mine. Ne-am adus aminte de lucruri din Antena 1, dar ne-am și jucat. Cu M, R. Dacă faci așa, vorbești. Că fac așa, fac să treacă timpul. Doamnelor, domnilor, este un moment ușor stânjenitor pentru mine, cel puțin. N-am știut că emisiunea asta este atât de complicată. Colegii au venit cu această propunere acum nu multe zile. Înțeleg că am fost întrebat dacă se poate, dar am fost întrebat prea târziu când au fost biletele de avion deja luate. Se pare că ar trebui să stau mai mult pe la ședințe, dar așa este. Ce urmează este un moment istoric. Du-te mă de aici, nu să filme. un moment istoric de televiziune. Dacă ei, X-Factor, România Talent... ce e asta, bă? Nu, eu nu dau flori, nu dau flori rupte, nu. Nu dai flori, dar nu sunt rupte, Dani, sunt doar culese, cu dragoste. E sfârșit. Dani, sunt... Ține-le tu, S-a cerut un buchet de iris, de iriși. Așa, și? Dar în noiembrie mai greu. Și ăștia ce sunt? Iriși! Ăștia sunt irișii. Lasă, ține-i tu, dai tu, lasă. Doamnelor și domnilor... Păi de ce să dau eu, mă? Dă-i tu florile. Păi, eu n-am cerut eu flori, tu ai cerut flori. Ce vreți, mă? Am venit să filmăm! Plecați-mă de aici! Doamnelor și domnilor... Aș vrea să trec peste acest moment. Da, aș vrea să văd un cadru și cu ce se întâmplă backstage acolo. De ce s-a adunat toată lumea moți? Cine? Babele mele? Da, de ce s-au adunat? Ce e, mă, copii? Ce e, mă, oameni buni, mă? Nicu Balonaș. Un moment intens și intensiv din toate punctele de vedere, din mai multe motive. Unu, noi nu ne-am văzut față în față de, cred că, mai bine de 2 ani. Doi, la televizor pe Antena 1 n-a fost de vreo 5-iși, 4 ani n-a fost la Antena 1. Iar la noi, la emisiune, să tot fie. N-a fost de ceva timp, de când unii dintre noi chiar au plâns în platou. Doamnelor și domnilor, singura divă pe care o cunoaștem la televizor, dar singura, Mihaela Rădulescu. Rămâna bună dimineața, n-ați fost de mult la matinal. Băiatul meu a adus florile. N-am fost și vecinii la un moment dat. În genunchi la următoarea invitație. Cum în genunchi nu răzătării? Nu, lasă-vă. Ia tu astea, te rog eu frumos, că e un moment stânjenitor. De ce n-ați luat stânjenele? Noi am fost vecini, noi trei. Cine? Noi trei am fost vecini, asta e important. A plecat doamna, haide de aici. Da. Bun, să luăm lucrurile pe rând. Flavia a fost tot timpul susținută de Mihaela atunci când ne căutam vecină și de aici există și o legătură. Sunt și născute la două zile una de cealaltă. Care, cine? Ceea ce înseamnă. Tu de Flavia. Da. Vlăduț Oprișan. Da, haideți, gata, ajunge. Da, ajunge, da. Haideți, luați un loc, vă rog. Ăștia sunt irișii de care vorbeați, vreau să știu. Da, luați un loc. Vai. Florile mele preferate. Ce bine. Dar Răzvan unde pleacă?
Răzvan numai puțin. Nu-și găsește locul. Răzvan... Numai puțin. Comitetul de primire, protocol și veniți cu... Cât e ceasul? Ce am spus? Intrați, mulți face, n-ai microfon. La ce vorbești? La tine. La el. Te duci repede, cum am zis. Ce-a venit doamna Radulescu în platou și voi vă duceți țac la el. Hai repede, 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 repede! Îmi cer scuze, uneori mai mă apucă ședințele în timpul... Dă microfonul ăla, te rog, ăla galben. Îmi cer scuze, Mihaela, uneori așa e la noi, chiar în timpul emisiunii. N-am apucat nici să zic bună ziua, dar nu-i... Bună dimineața, ce s-a întâmplat? Spuneți-mi că ne-ați mâncat viața. Am aici... Să deschideți galbenul, vă rog. În portul ăsta avem... Nu mai acoperi ăsta, că suntem la televizor. Avem niște probleme în port aici, la vamă. Probleme în port, da. Dumneavoastră puteți să o rezolvi. Doar eu o să le rezolv. Și sâmbătă, la Banca Națională, nu putem să oprim nimic, nimic în portul ăla până sâmbătă. Sâmbătă ce avem? Sâmbătă la Banca Națională e închisă, noi trebuie să intrăm, chiar dacă e închisă. Intrăm în Banca Națională. Ne cerem scuze. Eu sunt foarte deștept între timp, Mihai. Gata, mergeți, vedeți-vă de treabă. M-am săturat să rezolv problemele lumii. Cât să mai salvez planeta? Dani, da. Dar de când faci? Și eu care credeam că lucrez doar la Neață. Nu, no, Mihai, l-am uitat să spun. Am atâtea alte lucruri pe cap. Neață e doar așa, pentru cafea. Ce mai faci, Dani? Ce mai faci, Mihaela? Bine, tu... Te mai uiți la Neața? Ai văzut cum am crescut, oare? Am văzut și... Mai nu mai râde, că e o treabă serioasă aici. Nu mi-ai răspuns la întrebarea ce mai faci, Dani. Fac bine, Mihaela. Îmi lipsesc mesajele tale. Mesajele din partea Mihaelei erau așa. Unde te duci, Răzvan? Unde te duci? Să văd dacă e alimentat curentul cu cartierul cu mult curent. Că mi s-a pus ceva aici, Dani, și nu mai pot să am insuficiență respiratorie. Mesajele de la Mihaela de-a lungul acestei Neața, care are o viață de om, 10 ani, da. Ele au venit în valuri. Îți aduce aminte? Primele mesaje erau... Nu mai știu. Primele mesaje primele, nu mi-a aduc. Un buchet de flori nu mi-ai luat și tu, măgarule. Așa. După aia au venit mesaje... N-am zis niciodată, măgarule, niciodată. Corect, așa e, că nici nu e cazul. Și următorul val de mesaje, asta mi-a plăcut cel mai mult, să iei și apă minerală. Da. Mesajele asta... După care, după mesajele... unde pleci, Răzvane? După care veneau mesajele din valul 3. Valul 3. Tâmpita aia care cântă se uită prea frumos la tine. Să nu-ți mai ai interviu niciodată. Să nu-i mai ai interviu. Să ia Răzvan! Pe bune, de la mine erau mesajele, nu mai țin mine. Da. Am îmbătrânit. Și lucrurile au evoluat. Mi-e dor să mai îmi dai câte un mesaj, să-mi zici... Dar ți-am dat unul azi dimineață. Da. Și ți-am zis că n-am mâncat mic dejun și că te rog frumos să-mi faci și tu o dată în viața ta mic dejun, că eu ți-am tot făcut. Aurica, mie îmi face, noi acum avem bucătar, ne face... Eu nu vreau să facă Vlăduța și vreau să faci tu, dar asta e. Da. Zi-mi dacă mai ești ființă atât de matinală cum erai pe vremuri. Nu mai sunt matinală, decât... pentru că a crescut fiul, știi? Pe vremuri era, mă duceam la școală, era simplu. Acum a crescut, are 14 ani, 1,73 m. Am văzut poze cu el, da? Și conduce o mașină, că acolo au voie la 14 ani. A, conduce o mașină? Da. Doamne ferește. Da. Este... Doamne ajută, mă rog. Serios, deci îți dai seama că am scăpat de trezitul dimineața, dar mi-e dor să mă trezesc dimineața, ce să zic. M-am cam trezit dimineața pe alte fusuri orare, dar... Da, l-am sunat pe domnul Dan Voiculescu, te putem suna zilnic dacă vrei, adică nu e o problemă, putem face treaba asta. Da, ar fi frumos. Să mă ții la curent cu ce mai faci când te însori, că abia aștept. Azi e o zi... Azi să o mai ținem la curent. Să o mai ținem la curent. Ai verificat, avem curent? Avem curent. Să o mai ținem la... Am auzit curent. De însurătoare și m-am întors. Azi e o zi dedicată Antenei 1, Mihaela Radulescu, deși așa se pare din formatul emisiunii. Nu, la mulți ani Antena 1, m-am întâlnit și cu alții pe culoar, dar nu zic cu cine. Și mai vechi și că mai noi. N-au intrat toți, da. Îți mai aduce aminte cum ai intrat în Antena 1? O, Doamne, da, veneam din Tele7. Era una din televiziunile care azi nu mai există, acolo începusem eu prima dată să lucrez într-o televiziune, dar în Antena 1 a fost așa, un fel de dragoste la prima vedere.
Ok. Și vorbeam de emisiuni. Cred că vorbeam de duminica în familie, cred că așa a început, nu? Nu știu. Așa, așa ar trebui să se fi întâmplat. Avem câteva imagini, vreau să le... Acum 1000 de ani cu strămoșii televiziunii? Când tu nu mă știai pe mine, deci nu arătai așa de bine ca astăzi. Așa. Pentru că am lucrat și eu la treaba asta. Dar să nu uităm o epocă în care se băteau recorduri după recorduri. Câți ani ai fost pe post cu duminica în familie? 100 de ani. 100 de ani. Imagini de acum 94 de ani, practic. Ia să vedem. Foarte mulți au dorit să vă revadă, să vă audă, doamna Angela Similea. If all that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. And when I'm sad, you're a clown. And when I get scared, we're always around. Bună ziua, vă spun, spun familiei Năstase, Dana, Adrian și Mihnea. Bună ziua familiei Roman, o bună parte sau cea mai mare parte a familiei Roman. Chiki, girls! Monica și Leonard, Door of Day! Iubire, cum știu ce vrei în mine. Stop! Ah, Cornele! Doamnelor și domnilor, în acest mic haos ne-am întors, unde fiecare are de spus altceva. Răzvan caută poze, zici că e o babă la o mormântare. Dă poze de când trăia! Să știi că acum cânt ceva mai bine, dar... Nu, nu, nu. Asta este, asta este blestemul meu. Toți oamenii care au stat în platou ăsta lângă mine au crezut că și cântă. Nu. Nu, nu, eu n-am crezut, slavă Domnului, n-am crezut asta, dar aia a fost o treabă mișto așa. Era la impuse, n-am vrut eu să cânt, îți dai seama. Tu știi că în general impuse, mă taie capul. La impuse mi s-a zis să scot fotografii, mi le-a dus Oprișan din fototeca televiziunii noastre. Aș vrea împreună, Memelu, m-a ajuns, te rog, ca la rubrica cu ceaiul. Dăm și mie aici un strâns, pentru că vreau ca Mihaela să ne explice ce se întâmpla în această fotografie. Oh, God. Tot la impuse a fost? Mai pe vremea aia, să știi că făceam tot felul de misiuni tematice și aveam tot felul de baluri, de... mă rog, aici cred că eram, nu știu, vreo ducesă, vreo... A, deci nu te îmbrăcai tu în epoca aia așa? Nu, nu, erau diverse teme în emisiunile noastre și exact cum aveți și voi, că și voi v-ați îmbrăcat, slavă Domnului, de-a lungul anilor, în tot felul de... inclusiv în pijama. Dar era un moment din ăsta. Era un moment. Bun. Trebuie să ne spui, există multe fotografii cu tine purtând ochelari și eu nu mi-aduc aminte să te fi văzut cu ochelari în afara casei. Tu îi purtai și în... și în ochelari de soare sau de vedere? Ochelari de vedere ai în foarte multe fotografii. Nu, ai să râzi, dar asta este o treabă cu care am păcălit. Încă nu port ochelari de vedere, încă pot să citesc. A, deci o ardeai intelectual, cum se zice acum. Nu, ai să râzi, aveam o problemă și mai... toată viața am suferit de un soi de... ulterior am aflat că se cheamă fotofobie, că așa se întâmplă la ăștia care am început televiziunea acum 1000 de ani, pe vremea când luminile astea de televiziune nu aveau protecție și îmi curgeau foarte tare ochii. Okay. Drept pentru care se ducea machiajul, începeam să stră... și singura treabă care mă proteja și eram ușor în panică, pentru că nu mai puteam să stau fără ochelari, erau ochelari cu sticlă. Acum m-am liniștit. Acum m-am mai liniștit și eu și nu mai plâng așa de. Țineți vorba, rămâi cu noi pe canapea. Ți-am pregătit un moment în care vrem să te implicăm neapărat. Este un moment de iluzionism și magie împreună. Da. Eu trebuie să fac eu ceva? Tu o să faci. Nu. Între timp l-am pregătit pe Pepe. Dacă Pepe nu e parte din istoria Antenei 1, vă întreb eu atunci cine? Că Pepe și sigla Antenei 1... Dani, pe toți am crescut, să știi. Toți au fost de mici, când erau ei mici de tot, toți au fost la mine întâi la emisiune și după aia la tine. Uite, asta e o altă problemă a mea. An de zile am trăit acest coșmar. Orice veneam acasă și povesteam că am făcut wow, mi se spunea: acum 6 ani la Mamaia, s-a făcut. Ăsta e avantajul unei relații în care ea e mai mare. Să vedeți dezavantajele.